Ce am avut câteva daune, o să vi le prezentăm imediat. A, nu, spune că nu l-a rupt ăsta, te rog. Incubatorul e oprit. Eu am un handicap, o problemă psihică. Pop! Trebuie mie viața la țară, mi-a trebuit mie fermier, mi-a trebuit mie domeniul anghel. Și nu uitați, pe 1-3 decembrie la Romexpo, în pavilionul central, o să fiu și eu în toate zilele, nu o să stau chiar de dimineață până seara, dar o să fiu și eu pe acolo. Ne putem întâlni, putem vorbi, facem schimb de experiențe, de sfaturi. Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou vlog, aici fermierul vostru preferat. Nu știu ce se aude, a căzut zăpada de pe solar. Am avut, din păcate, de la prima zăpadă, nu am prevăzut și am avut câteva daune, o să vi le prezentăm imediat. Îmi place la nebunie cum se vede. Încă eu vorbesc cu voi, dar încă mă uit la daune. Văd că pomii de acolo nu s-a rupt niciunul, ceea ce e foarte bine. Va trebui să merg pe toată laterala aia să văd. Zăpada s-a depus destul de bine, a fost destul de frig aici. La București nu e așa, pentru că v-am spus, la București întotdeauna avem 2 grade în plus față de unde țin ferma, unde e ferma. Și ca daune mari în partea asta nu prea văd. V-am zis, o să mergem în partea aia altă. Ideea e că un pom, sigur o să se rupă în curând și trebuie să mă duc neapărat mâine, că astăzi nu e nimeni, că e duminică, nu e nimeni la primărie, trebuie neapărat să mă să vorbesc cu, să rezolve cu pomul ăla, pentru că unul deja s-a rupt pe drumul ăla, l-am dat eu la o parte cât am putut. Ideea e că mai ăla de acolo, dacă poți să întorci un pic camera pe el, se vede craca asta care a plecat așa. Ideea e că asta dacă mai prinde multă greutate, după cum vedeți oricum s-a îndoit foarte mult, o să-mi cadă mie pe gard. Ceea ce înseamnă scos gardul, schimbat și adică o să dea o daună destul de mare și nu prea aș vrea. Haideți să vedeți daunele, păi. Ce credeți că să fii fermier așa ușor? Haideți că mă arăt imediat. E bine că păsările sunt la adăpost. În mare. Ideea e că aici a fost dauna foarte mare și trebuie să văd cum repar treaba asta. Ideea e că daună să fi ruptă garduri sau ceva, nu văd și oricum nu... Aaaa, nu, spune că nu l-a rupt ăsta, te rog. Nu asta, nu apă. A, nu l-a rupt, e doar îndoit de la zăpadă. Trebuie neapărat date frunzele jos la... Trebuie date frunzele jos pentru că au ținut greutatea frunzele plus crăcile, că a nins, dar din câte observ și am văzut și pe drum, a nins cu vânt și cum, după cum vedeți, în mare parte a lipit zăpada de pumi, de plante. A drămat și casa la rațe, bine că n-a lovit rațele. A drămat casa la rațe acolo. Uite-te, du-te mai așa, mai din dreapta. Nu în prima box, în a doua a fost dărâmată casa. Salcează n-am ce să-i fac asta decât să o scurtez cât de mult pot. O bucată din ea s-a rupt. Haideți, hai încoa să arătăm. Vedeți? Craca asta a rupt-o, n-am ce să-i mai fac. Asta o tai și o scot de aici. În schimb, tot ăsta, dacă îl scurtez, ca lumea, drastic, sunt șanse să treacă și rămân cu două. Aia n-am ce să-i fac. A, cu trei rămân, pardon, că mai e și aia de pe partea aia. Care, uite-te, dacă te uiți din cauza greutății, uite, vezi că de-aia mă mira pe mine. Uite-te, se lasă pe gard și uite cum a făcut gardul. Trebuia să prevăd treaba asta, am zis eu la un moment dat că să scurtez. Haideți să-i dăm un lupitică, un pliculeț, intră înăuntru. Luhu, pardon. Trebuia să prevăd treaba asta, am vrut eu, am avut în cap la un moment dat să scurtez, dar zic, bă, aia că nu se întâmplă nimic, aha. Să rămână stimate Dudui și domn capitan. Ce faci, puiuț? Cred, nu vezi că traversează un pinsaia, s-au speriat, cred că de la pom când a căzut. Uitați cum ce vorbăreață e frumusețe. Aici e destul de bine ca temperatură. Incubatorul e oprit. Mamă, nu cred că e curent. Problema e că... Nu pot să opresc care alarma. Bun, bine că n-a scăzut, vedeți, a rămas la 35,7 și umiditatea 58. Ferească sunt, da. M-a luat pe nepusă masă din toate punctele de vedere și sunt un pic supărat pe mine. Stați că l-o nici mi-a pus plicul, ca lumea săracă se chinuiesc. Nu știu că nu auzeam pe ăla, că nu mai mergea incubatorul. Și zi, mă, ce se întâmplă? Eu am primit de dimineață alertă de la baterie și de la panouri că este tensiunea mult prea mică. Și asta s-a oprit. Cred că n-am avut curent acum, nu știu, n-am apucat să verific. Nu, de fapt n-am avut curent și zic de ce. Ăsta era închis. Și ăsta primește curent, dacă nu mă înșel, dacă nu e în baterii, primește mai mult ca sigur de la rețea. O să-l scot pe Jimmy, pe Jimmy îl pregătim, să-i bag full-ul. Îl scoatem pe Jimmy afară și lăsăm pregătit.
Ideea e că e cam nasoală treaba asta, nu-mi place deloc. Că nici n-a venit bine frigul și deja pică curentul. N-am ce curent să am în baterii. N-am, bateriile sunt goale, că dacă nu e soare, acum sunt panourile acoperite de zăpadă. Dar îl pregătim pe Jimmy și o să fim pregătiți cu Jimmy. Bun, deci cam așa se prezintă ferma. Trebuie să mergem și pe latura aia, pe laterala aia unde sunt pomii, să vedem și la aia fructifer dacă avem, da, un inhalul ăsta. E bine măcar că am luat cartofiori, am luat unt, am luat cașcaval afumat, punem pe plită, o să vă arăt mai încolo. Asta trebuie să meargă în foișor, plus instalațiile. Da, asta nu vreau să vă mai spun, în fine, m-a acaparat dezastrul care s-a întâmplat. Eu am un handicap, o problemă psihică și eu pun întotdeauna instalațiile din noiembrie. Uneori le mai puneam și când aveam timp. Le puneam și de la începutul lui noiembrie. Ca să ai timp să te bucuri de Crăciun. Deja eu zic că suntem aproape de decembrie, anul ăsta am întârziat din cauza timpului, nu mi-a permis timpul. Să mă șervețel, să-mi șterg binoclele. Da, o să trească dau la lopată în față, în fața porții, să vină și mama mai târziu și vreau să-i fac o surpriză, nu știe că am luat cartofiori. Facem și un ceiuț. Și tot astăzi aș vrea să facem și cuibarele la găini, vedem. Trebuie să văd, mai întâi trebuie să repar salcea, adică mi-au venit alte treburi. Da, piu e toate, vă dați seama, nu e tensiune, toată lumea a dat drumul la calorifere, la toate alea. Și știi de ce cred eu că nu? Haideți să vedem ce fac și găinile. Da, adu-te la găini dacă poți să te duci la găini. Mamă, dacă de grea e. Ai filmat asta? Bun, o las pe vlog. Era să mă duc cu bârna direct de beton. Dar las mă doar cu... Hai încoa să vedem ce fac jupânele. Da, că n-am avut curent, se aude. Abia pleacă camerele, abia vine netul. Dar ce mă enervează e că... păi uitați ce tensiune e, vă rog frumos, intrați un pic. Deci asta e bec pe LED care ar trebui să consume extraordinar de puțin. Dar nu poate să lumineze aici. 9,8 grade aici, ce vrei mai mult de atât? Să rud mâna. Ceva, un ușor și lui Alexandru nimic? Ați făcut ieri. Doar nu mai vreau și azi. Eu am pornit din aplicație lumina, dar când am venit acum mi s-a părut că de afară nu se vedea lumina aici. Da. O să fie o zi lungă, dar ei. Tu ce faci, măi, ștud? Săracile și găinile zate peste cap, zisea, nu, am întârziat un pic iarna asta. Hai în foișor să vedem. Nu mai avem nici lemne pentru apă, pentru sobă. Trebuie să stau să văd unde... Trebuie să iau toporul și să tai asta de acolo. Să-l dau afară, că n-am ce să mai faci. Ideea e că trebuie să scurtezi și valea, cringile alea. Parfum astăzi. Așa un pic supărat, să nici nu poți deschizi ușa, calme, n-ai cum, ieși așa. Așa un pic supărat, sincer să zic, sunt, că salcea asta îmi plăcea la nebunie că ținea umbră. O să-și revină ea, adică chit că rămâne cu trei crengi, trei tulpini, nu știu cum să le zic, își revine. Iar cade netul. Nu ne mai supărăm, că dacă ne supărăm, mai ales pe chestiile astea care oarecum nu le pot controla eu, cel puțin. Da, dacă aș fi scurtat salcea aia, poate nu s-ar fi rupt. Dacă nu m-a dus capul, aia e acum. Să vă arăt lemnele noastre, ce mai avem ca lemne? Da, mă duc eu acum în magazia de lemne, că știu că am undeva trase pe dreapta de alea groase. Dar de alea mult și bine. Și să urmărim de curiozitate, ia vezi câte grade sunt. Filmează cu camera câte grade sunt, să vedem câte grade sunt înăuntru. 9,1? Da. Și afară sunt 1, arăta pe mașină. Ce vrei, mă, coațu? Vrei bobițe? Ți-aduc, le avem în mașină. Viața la țară. Te ia până pregătite. Iei și repar după aia. Ca să nu fi rupt din pomia de pe... De pe laterală. Aia am, e durerea mea mai mare. Salcea o aranjez, nu-i problemă. Salcea mai dă. Ideea e că a nins atât de tare și cu vânt, încât hornul are un... O căciuliță, un acoperiș deasupra lui. Dar cred că a nins. Mă, dar tu ce vrei de la mine?
Du-te aici, că ți-aduc bobiții imediat. Dar a nins cu vânt și cred că și destul de tare la cum s-a depus, încât a intrat destul de mult pe aici. După cum vedeți, au dat toată partea asta, au dat peretele din spate. A făcut o mică băltoacă aici. Hai. Punem instalațiile astăzi și facem niște cartofiori la plită. O să fie o zi... Nu întrebați, mai bine nu întrebați. Bă, dar tu așa faci și mereu, mă, nici plicul de dimineață și după ești o braznică. Hai, du-te, că știu că multă dragoste nu poți să-mi dai. Deci dacă noi n-am avut nicio sursă de căldură aici, știu că am vorbit de foișorul ăsta, dar sunt mândru de ceea ce am reușit să fac. N-am avut nicio sursă de căldură aici, afară e un grad. Aseară cred că au fost cu minus, mai mult ca sigur. Și aici s-a păstrat o temperatură de 9,2 grade. Noi abia am dat drumul la asta, soba, abia dacă s-a încins recuperatorul de căldură, nici nu cred că a apucat să se încingă. Nu. Păi uitați-vă că abia se duce din apă de pe aia. Deci nu putem spune că asta merge de o oră și că asta a făcut 9,2 grade aici. Nu. Asta s-a păstrat temperatura, ușa aia a fost închisă, făcut o treabă extraordinară. Bun. Despachetez, că am luat, m-am zis, cartofi, tot ce trebuie și așa. Faci un pic de ordine pe aici și revenim mai târziu când vine și mama. O să sun acum să-i spun de daune. În fine, nu o să supere, că nu mă supăr eu, dar se supere. Și revenim, trebuie să fiu foarte atent astăzi cu curentul, în schimb. Când pică, generatorul o să-l scot acum cu prelungitorul ăla rolă, care nu știu pe unde, e pe aici pe undeva că-l văd. Și când se oprește, bag incubatorul pe generator, n-am ce să fac. Da, am investit în baterii, că acum multă lume zic că ai băgat în panouri și în baterii și nu le poți folosi. N-am ce să fac, dacă astea sunt acoperite acum de zăpadă și oricum nu e soare, nu e lumină. De fapt, cred că acum s-ar putea încărca cu un 0,2 kW/h. Da, ne revedem mai încolo, mai... Bun, fac un pic de ordine aici în față, că nu-mi place să fie zăpadă. Plus că o să vină și mama și o să parchez undeva pe aici și s-ar putea să mai plece. Deci, dăm așa un pic, să zicem că am făcut mișcare și azi. Și nu stă așa. În halul ăsta. Cablul de la Digi, întotdeauna la nivelul nostru. Chestie de marketing, să zică Digi-ul că e... Exact. Bun, după aia o să dau aleile din curte, fac o mică potecă până la fâșuri. Și cam asta a fost cu săpa, dacă ninge mâine iarăși. Nu m-am uitat la vreme să văd dacă ninge iarăși. Auzi, dacă îți dai cu zăpadă, tot e cu piatră. Și stai să te chinui. Păi da. Pop! Opa! Asta nu-i lasă-i banii mei! A făcut așa, să râdem, să alea. Sare și azi? Trebuie să-mi pun genunchiere. Opa! Mă și mănâncă un pic. E, uite, e numai aproape. E asta, și alunici pe aia. E udă, zai să... Pă, uite, 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 pe aia. E, tu cazi și pe asfalt drept. Mamă, câtă forță are, mă, băiatul ăsta! 5 de kg forță brut. Cam așa las aici. Vedeți că deja a început să suce. Eu scad deja ce vorbim. Mă duc să dau aleile dinăuntru din curte și să fac o mică cărare, să zic așa, până la foișor. Și cam gata cu zăpada pe ziua de azi. Dacă ninge iar se depune, muncesc foarte mult degeaba. Eu zic că e bine, dacă vine mama, n-are unde să bage mașina.
maxim două roți aici, două roți pe asfalt, că nu mai pleacă altfel. Dar o tractează dusterul, dacă e ceva. Contracost, desigur. Păi... V-am spus, dacă tot a nins și tot vine Crăciunul, pe lângă supărările că s-a rupt salcia și astea sunt trecătoare, facem și noi o câmpenească. Să vedeți, cu cașcaval afumat ras deasupra, cu unt, cu sare, a venit și făcătoarea de fermiere. Bagă-te, că știu că vrei să te bagi aici. CTC-ul. Facem frumos o câmpenească. O să organizăm perioada asta, acum, mai ales în decembrie. Ceaiuri dansante. Exact, un ceai, o ciocolată caldă, un vin fiert, o țuică fiertă, cine-i fără mașină, un cartof fior la plită, un grătar, un ceaun, poate. N-avem ceaun, dar nu mai ne scurcăm noi. Știi cum e, dacă punem mâna de la mână, facem de ceaun. Vine cineva cu suportul ăla, vine cineva cu... Deci stați aproape, urmăriți, țimă și o să anunț oricum când facem, e păcat. E păcat, după cum vedeți, am început aici... Să facem, nu arăta pomul, că nu asta era interesant. Vrem aici un domnul detectiv. Gata, gata, gata. Bun, cald avem, adică n-aveți de ce să nu veniți. Punem instalațiile, decorațiunile de Crăciun. Acum noi ascultam Colin de pe fundal, dar le-am oprit ca să nu-mi iau strike. O să văd eu ce găsesc pe YouTube Studio să pun. 19,3 grade aici, lejer, adică e de stat la tricou. Glumeam, nu e chiar de stat la tricou. Dar o să facem, că e păcat, ne și cunoaștem cu ocazia asta. Dar după expoziția de pe 1-3 decembrie, că acum momentan sunt cam full și nu prea îmi permite timpul. Ne revedem mai târziu când trebuie să repart, să fac ceva la salcea, să o rezolv. Și acum momentul mult așteptat. Un pic de cașcaval așa afumat. E bine făcătoarea de fermieri? Așa, domn. Prima oară iau să guste cu un pic de unt așa cu sare. Pa! Așa dai seama când a venit iarna cu adevărat, când te duci în piață să iei un sac de 5 kg de cartofi, atunci cu adevărat îți dai seama că... Gata, și acum asta se topește și în 2 minute e gata, dar... Normal, trebuie să guste bucătarul prima oară. N-ați văzut nimic. Filmează untul ăla, te rog. Dacă mă țineți de vorba, asta se întâmplă. Mai lăsăm un minuțel și mergem după aia la făcătoarea de fermiere să vedem ce părere are. Și acum momentul adevărului. Haideți, stimată Duduie, aici să se și vadă. La pis, aici. Ce te uiți, mă, de obicei? Ești tu mai cu mult cașcaval. E bună, stai cu mai mult cașcaval. Mă, mai am furat mâncarea, mă. De când te știi, mi-ai furat mâncarea? Așa. Se numește bombă calorică, nimic altceva. Mă, facem și poftele din când în când. Am 65 kg, vrei să ajung la... Tu! Dacă faci ori doi, ia să vedem. Cum e cu cașcaval? Se era crud. Și eu am mâncat un crud. Sunt zone unde bate... Mamă, dar bun, ești bun. Mamă, așa a spus că bun e. De ce-ai făcut aida la care mi-a rămas crud? Dacă nu-mi place cum mă filmează... Deci nu vreți un Alex. Nu sunt cruzi, nu sunt bine făcuți. Sunt în sânge, cum s-ar spune. Pentru că se ardeau. Cred că bun. De la sali să nu-i mai pună pe foc de foame. E crud? Frige. E bombă calorică. N-are treabă. Tata... Toată treaba e să fie frecat bine în unt și cu cașcavalul ăsta fumat. Ca să fie și pe camera aici să... Știți cum e? Când eram mic, îmi dădea mama. Acum sunt mare, îi dau eu mamei. E ca treaba când eu la 5 dimineața plecam la treabă, mama la 5 dimineața se întorcea din club. Ce să facem? Asta e ciclu vieții. A fost și altfel. Da. A fost și invers, adică. Dar nu am nicio chestie. Ea știe, anul ăsta mă întreabă ce fac de Revelion. Păi mă culc după 12, la 1 maxim și până întâi vin la treabă. Intenția mea, că acum poate spuneți că sunt un pic obraznic că mănânc în fața voastră, intenția mea e să vă fac poftă când organizăm aici, să veniți. Să facem frumos, facem cineva o stea la grătar, cineva face cartofi aici, nu?
face frumos cu colinde, o să fie instalațiile puse, animaluțele libere. Deci, v-am spus, nu weekend următor, peste vreo două weekenduri, cred că cam așa, nu? Începem să le facem încet, încet, ceva pe lejer, nu stres, nu agitație. Mai o vorbă, mai un pahar de suc, v-am zis, vin fiert, țuică, fiartă, cine vrea. De timp am stat la bloc, mi-am dorit foarte tare să avem curte. Să avem un loc unde să mergem la grătar. N-am avut prieten cu casă, cu curte. Și știu că tângeam foarte tare după un grătar. Mergeam la pădure, dar nu era același lucru. Cu bidoane de apă după tine, cu... Și tot timpul mi-am dorit. Așa că cei de la bloc care își doresc o chestie de genul ăsta au prioritate clar, pentru că știu ce înseamnă să-ți dorești, să tângești, să nu ai. Copiii cu... familie cu copii, la fel. Au prioritate, veniți să stai copiii, să joace cu animăluțele, să vadă o găină, o capră. Eu nu mă aud acum că n-am la valiera, dar cred că se aude, dar mă dau mai tare aici, nu-i problemă. Deci, e păcat. Dacă noi știm cum e să stai la bloc și să n-ai unde să te duci, că am pățit-o, prin noi puteți avea o zi relaxantă, mai ales pentru copii. Cât spațiu e pe aici să se alerge, să joace cu zăpadă, cu animăluțele, cu pateu, cu bine, pateu e un pic pe dreapta. Asta a fost o impresie șenică de... Nu mai mâncă cașcaval două luni, că nu mai avem bani. E 15 lei de ăsta? Dar pentru filmare a meritat. Băi, obraznicule, de ce faci mizerie aici? Ce ai făcut cu șervețelele astea aici? Băi, obraznicule! Din păcate, tensiune foarte bună, nu ești curent în panouri, n-avem, deci o să vezi oarecum pe întuneric. După tine, te rog. Dar fără țap, fără țap, fără țap am zis. Fără țap am zis. Hai, salut! Ne salutăm! Și că o să vină... Nu! Banditul! Banditul! Iese afară, banditul! Du-te afară, grasul! Mulțumesc frumos, nu? Da, o să le dăm drumul și la... O să vin acum la fiecare pe spate, cam două cuibare. Uite cât e cocoșul ăla, dacă-l vezi. Și merge super bine. Ăsta e un pic mai mic decât el. Ăsta nici nu cred că, dacă mă întreb pe mine, nu respectă standardele din cauza bănuților și crestei. Uite-te la celălalt, diferență între ei doi. O să vorbesc cu un crescător, pentru că un cocoș bun cum e ăla poate să țină toate găinile albe, știi? Și vedem. Pe spate urmează două cuibare la fiecare, cu etaj, cu scăriță, ca să fie cum ar fi patru cuibare. Și o să le mai fac pe laterale, și la ăștia și la toți. Le fac pe laterale. Nu uitați că am mai spus, am doi cocoși de vânzare, de moțată. 100 de lei bucata, dar nu ăla alb. Oricare vreți, vi-l alegeți, dar nu în niciun caz ăla alb. Nu-l dăm pe ăsta alb. Pe mine cine mă mai bate? Uite și pe ăla, bă, abia am șters ușa. Aolo, ce cap a dat în ușă. Da, și să le mai fac să stea și agățate, știi? Să stea... Păi nu vorbesc! Nu, vreau după vlogurile mele că asta se întâmplă. De acasă, altfel, de asta am și zis că mergeau făcut invers, dar nu mergeau făcut invers. Mergeau, dar parcă e mult mai frumos așa. Cum intri stânga-dreapta, momentan sistemul e ăsta. Intri să faci treaba la ele. Da, cocoșul, stai să vezi, să-ți dai seama, să scoat un pic pe domnul. Închide, ține un pic ușa, un pic închisă ca să nu iasă ceilalți. Te lăs pe ăsta cât e, deci mi se pare ăsta... Rămâne unde-i dacă lumea îmi spune că sunt ok? Dar ăsta, ia uite-l. Ia-l cu tocoare. Și e flocos, e uscat, nu mai e ud. Uite-l ce s-a înfoiat. Păi dai lângă o damă. Dă noroc, dă noroc. E un cocoș lângă o damă bine, normal că s-a înfoiat. Cine-i băiatul? Cine-i băiatul frumos? Cine-i băiatul meu? Cine o să calce fetițele ca să facă ouă? Cine? Ca să trimitem la oameni, să trimitem ouă de incubat. Cine știe să scoatem puișor din tine? E altceva, e... Și viteza de creștere acum o să fie mult mai mare. Nu cu picioarele ude. Ți-am zis ăștia, văd acum că nu mai e niciun ou. Dar ăștia, cum i-am pus, cum i-au făcut ou? Ne strigă... Eusebiu, Eusebiu oricum e foarte vorbăreț. Dar îi scoatem acum. A, în pot se aude Regina. I-am pus, nu știu că i-am pus și bobiți, i-am pus pliculeț. Ia uite-l, fii atent aici. Și vezi că nu se bate cu celălalt. Deci, măcar spune-le, dar spune-le sincer. Da, asta i-am zis mami înainte să venim aici. Bă, fii sinceră, nu umfla iurea. Se vede pe vlog cum se vede pe realitate? Nu. Dar asta am zis și eu. Par mai mici, par mai... Da, și ți-am zis că ar trebui invers și... Dar nu, e perfect. E perfect. Mai bine gata am discutat. Și mirosul s-a schimbat și tot vezi. Și uite-te, afară, dacă au fost 3 grade... Ia uite aici. Nu, un grad a fost de dimineață 0, de fapt. 9,8 aici. Fără nicio sursă de căldură, se vede.
Asta, vezi, pe priză inteligentă pleacă la ore și se oprește, cât să le facă lor lumină. Am vlogul pe care încă nu l-am editat, din păcate. Am un vlog în ziua când am fost să ridic ouăle. Am venit direct aici și am arătat o treabă. Am aprins lumina și se vede pe filmare cum ei din spate dormeau, au venit în față și au început să mănânce, să bea apă. Deci funcționează treaba asta cu lumina. Păi e chestia aia cu intensiv, cei care cresc intensiv ca să facă... A, țin 20 de ore din 24, țin lumina. 24 din 24, știi, dar ei trebuie să-și odihnească, adică da, n-ai cum. Păi da, bătrânesc mult mai repede, de-aia se numesc rachete, alea le-ai ținut un an, să zicem, cred că una se țin, nu știu exact. Da, și pe urmă... Și după alea, dai, că alea nu mai pot, alea au fost toate organele și tot din ele au fost, cum îi spune? Exact, fete, am mai strâns. Vezi, mai fac câte un... Aici le-am pale albastre, dar nu fac momentan. Și aici. Aici, stai, spune, nu filmă pigeonii. Că pigeonii n-au apucat să-i pună că la ipuri. Mergem direct aici, așa. Hai, ținem așa un pic, să-ți arăt ceva. Ca să-ți faci așa o idee. Ia-l un pic în musă, stai, că nu-ți face nimic, atunci sperie, audă-l. Asta e, fii atentă, orasă, da? E Plymouth sau... Și avea și la asta. Și ăsta e Brahma. Da, Brahma HD. Simți că e și diferență la... Aia? Aia? Aia zic, păi dacă avem căldură, avem apă cu vitamine, călduță, mâncare caldă, cum să nu ne facem dita mai porci, curățenie? Ce e nemoară, păi, ce e nemoară? Cine-i de ce aici? Sunt de ăștia de aici vor merge în boxele din dreapta, care sunt mai mari, și abia după aia la iepuri. Vino mai aproape, ăștia sunt puii lui domnul Sanemir, i-a dat cineva, i-a dus, și ca să nu pornească maternitate întreagă, nu știu dacă știți voi cumva ce rase sunt. Am întins la vorbă, la taclale, nu reușesc să fac asta și mi-am propus. În fine, e duminică și mi-a zis și mama să mai stau un pic mai potolit duminica și are dreptate. Na, m-am mai stat la căldurică, acolo am mai ascultat colinde de-astea, că am luat o randeaua. Am mâncat la cartofi, de mie rău, și mie și mamei, mi s-a făcut rău la amândoi. Așa e românul când scapă ca vaca, știți voi. Vreau să fac un mic update, am băgat caprele aici și vă explic imediat de ce. Aici moțatele, știți că parcă am zis, nu știu, am filmat pe multe zile, credeți-mă, o să văd cum le leg ca să fie cât mai ușor de vizionat, să zic așa. Pentru că începeam ziua, intervenea ceva și nu reușeam să-l duc până la capăt și așa că o să leg, pe 3 zile cred că o să leg cea genul. Le-am pus aici pentru că au început să mi se urce sus pe aia de unde erau baloții de paie și de acolo îmi săreau gardul și de frica, stăteam seara stresat, să nu cumva când treceau de chestia asta, să zicem, să se taie la burtă sau eu știu să se rănească chestii de genul. Am luat decizia să le pun aici pentru că moțatele le-am băgat oricum înăuntru. Și eu zic că o să le fie mult mai ok aici, că în caz că le, să zicem că le e frig, deși e greu de crezut la câta blană au pe ele, în caz că le e frig, se vor băga în casa aia, acolo au paia, au tot ce trebuie, au cuibar cum ar fi. Chiar o să-l urmăresc pe camera asta de aici de sus, cam...
Eusebiu și cu pudinga aceea de discutat, mai prins. O să mă uit pe camera asta de aici, o să prind LED-ul, oricum le aprind LED-ul ăla. Ați văzut în minutele anterioare, nu știu, credeți-mă, știți cum e în capul meu când o să descarc toate fișierele în calculator, nici vreau să mă gândesc ce e acolo. Bun, ideea e că astăzi, dacă tot e duminică și vreau să termin programul, vreau doar să scot asta afară pentru că încurcă foarte tare. Plus că oricum e dus pe partea asta, dar n-am cum să mai salvez craca asta. Așa că cameramanul meu va muta pe oriunul și va veni aici să vadă cum mă chinui cu ăsta. Mă atacă trandafirul, îi dau din partea ăla, că mă atacă trandafirul. Ideea e că puteam cu drujba sau cu astea, dar drujba trebuie să stau să-i verific cu leu, dacă nu știu dacă mai am ulei de lanț. Așa că o să facem un pic de mișcare. Iar acum ce vorbeam și cu mama, sper să nu afecteze și toată tulpina asta, toată craca asta, sper să nu afecteze, că are un pic de daună. Singurul mod în care cred că o poate afecta e să înghețe. Să sperăm că nu se va întâmpla asta, că e lemn. Dar acum ce-o fi, o fi. Am eu ochelari murdari. Mai am și bășicile astea de nu pot să țin toporul strâns în mână. Mă dor de nu mai pot. Trebuie mie viața la țară, mi-a trebuit mie fermier, mi-a trebuit mie domeniu anghel. Vezi, nici n-am loc așa să-i dau, cine știe ce, trebuie să-i dau un pic dintr-o parte. De jos în sus nu cred că am nicio șansă, poate îmi trag un topor în cap. Eu zic acum că dacă mor pe el, ar trebui să facă tros, ar trebui să facă tros cu tot cu mine. De vezi, n-aș vrea să-mi prelungesc rana. Hai mă, hai mă. Da, sper să se facă bine. Nu mai stau să mai scurtez asta, să sperăm că nu mai ninge până mâine. Mâine o să vin și o să-l scurtez la toate astea. Și să-mi cadă mie în cap, este... Nu prea mare să-mi cadă de pe el, frunze. Trebuie să repar și plasa asta, sunt drept. Acum să văd cum îl dau pe ăsta afară. Pe nu e neapărat că e greu, cât e că trebuie să... Uf! Când vii de la oraș la țară și asta se întâmplă. Mi-a dărâmat, când a căzut aia, a dărâmat și burlanul ăsta, care nu era pus cu vreun șurub. Și acum dacă mă întrebați pe mine, mă bucur foarte tare că n-avea șurub, că îmi rupea tot de aici. Până nu trozneau astea pe aici, nu putea să cadă. Bun, ideea e că trebuie să-l trag încolo, ca după aceea să pot să-i trag aia încoasă, putem să deschidem ușa. M-au ajutat și caprile, am mai chelit un pic din cringuțele astea. Ăsta va rămâne la capre mult și bine pe aici, pe afară. O să ronțe la scoarța asta de viață pentru ele. Rede în glumina, îmi pare un pic așa rău, dar asta e natura. Nepriceperea, că dacă l-aș fi scurtat, nu pățea el asta, vă zic 100%. Au, piciorul. Mâine trebuie să-i fac la ăsta. O să-i decupez frunzele, le tai. Crăcile rămân așa, ideea e că trebuie să-i pun niște par pe lângă el. Floarea asta s-a rupt, știu că nu mai făcea, mi-a zis mama. Daune foarte mari n-au fost, dar ne puteam lipsi de tot. Dar stai. Acum sunt curios dacă se mai închide asta. Mai îngheți un pic mâinile, că parcă nu m-am înghețat destul. Păi și acum ce credeți? Nu mai intră, că dacă a căzut aia peste el, ba da, intră.
Doar că mi-o înghețat mie mâinile rău. Ah. Nu, nu pot singur. Lasă-l așa până mâine. Trebuie să-l țin cu ceva din partea aia. Să vedem dacă se închide asta. Iată. Focul la toată lumea, a lăsat apă, mâncare. A, trebuie să le mai pune la astea apă. Are pene la nas, nu știu dacă vezi. Bun, după cum vedeți în spatele meu, pe foișură a dat și soarele acum la sfârșit. În panouri n-are ce să intre, că sunt acoperite de zăpadă. N-are niciun sens să stau acum, să stau zăpada jos după panouri, pentru dacă intră un kilowatt, dar nu intră un kilowatt până ne se întunecă. Căței sunt bine. L-am periat și pe pateoază. Le-am făcut treaba așa, dar mai de duminică, mai ușor. Ne-am mai și relaxat, am mai stat de vorbă. Am mai rămâne să mai pun apă la căprițe și... Stai să vezi pe Milca cum le sare pe celelalte două. Bun, mai avem acum de mai pun apă la căprițe, da. Zbenguiala. E mult mai acoperit acolo, e mult mai bine acolo. Nici acolo nu le plouă, dar veneau ele în partea asta unde plouă, vedem. Mai... Și așa mi se pare că Milca, dar o să vă arăt mâine, sau în vlogul de mâine, poimine, nu știu exact. Să vă arăt că Milca mi se pare că e înainte la una din, la una din lăbuțe. Nu știu cum, dar așa mi-a părut mie. Cam atât pentru astăzi, eu am fost Alexandru, fermierul vostru preferat. Știți foarte bine, mă găsiți pe Facebook, Instagram, TikTok și YouTube, Domeniul Anghel. Și până data viitoare, susțineți producătorii locali și nu uitați, pe 1-3 decembrie la Romexpo, în pavilionul central, o să fiu și eu în toate zilele, nu o să stau chiar de dimineață până seara, dar o să fiu și eu acolo. Ne putem întâlni, putem vorbi, facem schimb de experiențe, de sfaturi. Cam în cap să-mi iau și ceva păsări de pe acolo, vedem. Și până data viitoare, susțineți producătorii locali, pa!